Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană. Dragi ascultători ai postului de Radio Renaștere, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta face parte din ciclul nostru de teme, așa zise, apologetice, adică de apărarea învățăturii de credință și de cunoașterea ei, și am intitulat tema în seara aceasta Crucea, putere sau ocară, cinstire sau lepădare. De ce putere sau ocară? Pentru că pentru cei ce cred în ea, ea este putere, pentru cei care nu cred în ea, este ocară. Pentru cei care cred în ea, este cinstire, sau cei care cred în cruce, o cinstesc, iar cei care nu cred în ea, se leapădă de ea, în ceea ce înseamnă semn de închinare, de preamărire, de venerare, obiect liturgic, obiect de cult, în fața căruia ne închinăm și semn pe care ne-l facem atunci când începem lucrul, când începem rugăciunea, când începem o activitate și când o sfârșim. Dar mai multe, desigur, în acest sens vom afla în cadrul programului nostru din această seară. Pentru a putea să urmărim mai ușor cele pe care o să le prezint, avem un cuprins, așa cum ne-am obișnuit. Primul capitol pe care îl vom aborda, prevestirea puterii crucii în Vechiul Testament. Al doilea capitol, înțelesurile crucii în Noul Testament. Și vom avea în acest capitol trei subcapitole, și anume crucea, subiect al propovăduirii apostolice și semn al adorării lui Hristos, crucea, preamărirea lui Hristos, crucea, simbol al suferinței și al asumării destinului uman. Și ultimul punct, în loc de concluzii, și vom vedea, veți vedea ce voi aborda, în loc de concluzii, o diaporamă legat de portarea crucii. Așadar, acesta este cuprinsul, aceasta este structura tematică pe care o vom urmări, pe care o vom dezvolta în cadrul acestei teme din programul nostru. Prima problemă, primul punct, prevestirea puterii crucii în Vechiul Testament. Este foarte important pentru noi să știm dacă în Vechiul Testament avem evenimente care au prevestit puterea crucii, care au avut o semnificație simbolică în acest sens, care au pregătit mesajul legat de cruce și de ceea ce va însemna crucea în Noul Testament. În Vechiul Testament, când Dumnezeu i-a dat lui Moise porunci cum să-i sfințească pe preoți și cele din cortul mărturiei, cum să fie acestea sfințite, cum să fie acestea rânduite pentru cult, i-a spus să sfințească și altarul de jertfă din cortul mărturiei pe care erau jertfite animale. Adică cele care erau aduse jertfă lui Dumnezeu. Așadar, în Vechiul Testament avem un eveniment, avem un episod în care jertfelnicul de la cortul mărturiei este sfințit de Moise. Dumnezeu îi poruncește să-l sfințească, adică să-l consacre lui Dumnezeu, să-i dea o altă întrebuințare decât cea obișnuită. Acest moment este foarte important
pentru noi, cei de astăzi, pe care îl socotim unul care a prevestit puterea crucii în Noul Testament. Acest eveniment al sfințirii jertfelnicului sau altarului de jertfă îl avem descris în Cartea Ieșirii, în capitolul 29. Eu am luat doar un verset de acolo, care ne interesează pe noi. Se spune acolo, în Cartea Ieșirea, capitolul 29, versetul 37. Timp de 7 zile vei curăți jertfelnicul și îl vei sfinți. Și va fi jertfelnicul o sfântă a sfintelor, adică un loc cu totul aparte, un loc sfânt. Tot cel ce se va atinge de jertfelnic se va sfinți. Acest lucru este foarte important, partea ultimă a versetului, care ne arată și ne vorbește despre o sfințenie și în Vechiul Testament prin simpla atingere de jertfelnic. Poporul se sfințea, poporul primea o putere deosebită de la Dumnezeu atunci când se atingea de acest jertfelnic sfințit de Moise. Acest jertfelnic nu era nimic altceva decât un altar de jertfă, un altar pe care se aduceau jertfele lui Dumnezeu, jertfele de animale lui Dumnezeu. Reținem ideea, avem în Vechiul Testament un altar de jertfă sfințit și care la rândul lui sfințea pe cei care se atingeau de el. Așadar, jertfelnicul sau altarul de jertfă din Vechiul Testament avea o putere sfințitoare. Acest lucru îl reținem. Pornind de aici, desigur, punem niște întrebări firești. Ne punem niște întrebări logice. Cu referire la Noul Testament, ce înseamnă atunci altarul de jertfă din Noul Testament pe care s-a jertfit Iisus, dacă altarul de jertfă din Vechiul Testament avea putere sfințitoare? Dacă cel din Vechiul Testament sfințea, ce poate să facă cel din Noul Testament, adică Sfânta Cruce? În Noul Testament, altarul de jertfă este Sfânta Cruce. Pe ea s-a jertfit nu un animal, sau pe ea a fost adus ca jertfă, nu un simplu animal, ci însuși Iisus Hristos ca om, cel care a venit în lume pentru mântuirea omului, pentru ajutorul pe care să-l ofere omului să se reîntoarcă în comuniune cu Dumnezeu. De fapt, aceasta este mântuirea. Ce spunem noi? Revenirea omului în comuniune, comuniunea lui Dumnezeu, în preajma lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu pe care a părăsit-o prin păcat. Așadar, acolo, în Vechiul Testament, era jertfit lui Dumnezeu un animal, aici, pe lemnul crucii, este jertfit însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat. Logic, dincolo de întrebarea pe care o punem sau dincolo de întrebările pe care le punem, ajungem la concluzia, crucea devine altar de jertfă din clipa în care Iisus a fost răstignit pe ea. Și dacă altarul de jertfă din Vechiul Testament sfințea, cu atât mai mult crucea pe care s-a jertfit Iisus Hristos are putere sfințitoare, are putere mântuitoare. Așadar, avem în viața noastră, avem în biserici, avem în casele noastre, portăm la piept, avem mașină, avem pe birou, acest semn cu putere nu numai sfințitoare, ci și mântuitoare. Este foarte logic ceea ce am spus până aici vis-a-vis de puterea crucii. De aceea, altarul de jertfă din Vechiul Testament a fost înțeles
de către teologi, de către părinții bisericii, de către exegeții creștini, ca fiind o prefigurare a crucii în Noul Testament, altarului de jertfă din Noul Testament, care este crucea. Cu putere mai mult decât sfințitoare. Și toate aceste lucruri o să le vedem acum cum în Noul Testament au fost dezvoltate, cum autorii Noului Testament, evangheliștii și în special Apostolul Pavel, a făcut din cruce și un subiect al propovăduirii pentru oameni, al propovăduirii creștine. Vom vedea în cele ce urmează. Ne oprim acum la un alt moment, la un alt episod, la un alt eveniment din Vechiul Testament cu putere simbolică, cu mesaj spre crucea din Noul Testament. Este vorba de lupta pe care au avut-o izraeliții cu un popor păgân, amaleciții. Această luptă dintre izraeliți și amaleciți pe drumul spre Țara Făgăduinței este descrisă în Cartea Ieșirea din Vechiul Testament, din capitolul 17. Deci este bine să rețineți pentru Vechiul Testament ca putere prefiguratoare a crucii, capitolul 29, versetul 37 din Cartea Ieșirii. Și al doilea eveniment, capitolul 17 din Cartea Ieșire, din aceeași carte. Haideți să citim câteva versete importante pentru noi. Apoi, începând cu versetul 8, deci Cartea Ieșirea, capitolul 17, începând cu versetul 8. Apoi a venit Amalec și se bătea cu Israel la Rafidim. Iar Moise a zis către Iosua, alegeți bărbați voinici și du-te mâine de te lupte cu Amalec. Cât despre mine, eu voi sta în vârful muntelui cu toiagul lui Dumnezeu în mâna mea. A făcut de Iosua după cum îi spusese Moise și a ieșit să se bată cu Amalec, în timp ce Moise, Aron și Or s-au suit în vârful muntelui. Este pentru prima oară menționat Iosua ca un comandant de oști al lui Israel. Aici intră Iosua, în acest moment intră Iosua pe rol în Vechiul Testament, în fruntea unei armate a izraeliților care peregrinau prin pustie spre Țara Făgăduinței. Moise și Aron și Or în munte aveau să mijlocească pe lângă Dumnezeu pentru Iosua și pentru popor, pentru izraeliți. Și veți vedea ce se întâmplă acolo în munte. Mergem mai departe, versetul 11, și a fost că atunci când Moise își ridica mâinile, biruia Israel, iar când își lăsa mâinile, biruia Amalec. Cum însă mâinile lui Moise se îngreuiau, ei au luat o piatră și au pus-o sub el. Și el s-a așezat pe ea. Iar Aron și Or îi sprijineau mâinile, unul de o parte și altul de alta. Și au stat mâinile lui rezemate până în asfințitul soarelui. Și a zdrobit Iosua pe Amalec și tot poporul său, trecându-i prin ascuțișul sabiei. Atunci a zis Domnul către Moise, scrie aceasta într-o carte, spre aducerea minte. Acest moment, acest eveniment coincide și cu începutul scrierii Pentateucului, adică acele colecții de 5 cărți din Vechiul Testament, al cărei colecție autor este Moise. Ce este important din acest eveniment, din acest episod?
mâinile lui Moise ridicate, el formând în acest sens semnul crucii. Corpul lui, trupul lui vertical și mâinile întinse orizontal prefigurau crucea. El avea poziția aceasta în semn de cruce. Și observați ce se petrece acolo în momentul în care apare un semn al crucii în acest cadru de referință cu un om. Nu mâinile lui Moise au avut puterea să transmită spre Iosua și spre popor biruința, ci puterea lui Dumnezeu prin acest semn pe care Moise l-a făcut întinzându-și orizontal mâinile. Acest semn al crucii sau această poziție a lui Moise în semnul crucii avea mesaj spre Noul Testament referitor la cruce și la puterea ei. Observați, în momentul în care Moise a avut această poziție, a luat această poziție în semn de cruce, a biruit poporul ales. Acest eveniment este foarte important pentru noi, pentru toți, din Vechiul Testament, să-l știm, să-l cunoaștem, pentru că este un eveniment cu mesaj spre puterea crucii din Noul Testament. În acea ridicare a mâinilor, Sfinții Părinți văd o preînchipuire a puterii crucii creștine. Făcând tălcuirea acestei minuni, Sfântul Iustin Martirul și filozoful, un apologet creștin din secolul II, așadar foarte apropiat ca timp de timpul apostolic, referindu-se la acest eveniment, scria: nu pentru rugăciunile lui Moise învinsese poporul lui Israel, ci pentru că în timpul luptei poziția mâinilor lui Moise era în chipul cruci. Nu o spun eu, o spune un apologet creștin, un scriitor creștin din secolul II. Am spus foarte aproape de timpul lui Iisus, de timpul apostolic. Așa au văzut acest eveniment cu acest simbolism și încărcat acest eveniment de acest simbolism nou-testamentar referitor la puterea crucii. Repet, nu un om simplu, ci un sfânt părinte care a transmis ce se înțelegea de fapt prin acel eveniment din Vechiul Testament. Altfel spus, ce înțelegeau creștinii secolului II în evenimentul din Vechiul Testament? Ce mesaj a avut evenimentul din Vechiul Testament pentru creștinii secolului II? Și spun, e vorba de Iustin Martirul și filozoful, un apologet creștin care a apărat învățătura de credință. Și el n-a făcut nimic altceva decât în secolul II să apere crucea, să apere cultul, să apere puterea crucii împotriva celor care o denigrau. Și iată, el mergea cu argumentele spre Vechiul Testament. De fapt, Sfântul Iustin Martirul și filozoful nu face nimic altceva decât să transmită mai departe întreaga învățătură a Apostolului Pavel despre cruce, atunci când s-a referit la acest eveniment vechi testamentar, interpretându-l în sensul de putere prefiguratoare a crucii. Mergem la un alt eveniment, tot din Vechiul Testament. Șarpele de Aramă. Din Cartea Numeri, capitolul 21, versetul 5 până la 9. Așadar avem trei texte din Vechiul Testament care prefigurează crucea în Noul Testament, puterea crucii în Noul Testament. Ieșire, capitolul 17, Ieșire, capitolul 29 și Cartea Numeri, capitolul 21. Haideți să vedem despre ce este vorba.
în acest eveniment legat de șarpele de Aramă. Poporul prin pustie a cârtit înaintea lui Dumnezeu de mai multe ori. Și înaintea lui Moise și a lui Aron și înaintea lui Dumnezeu s-a arătat de mai multe ori neîncrezător în Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu l-a scos, așa cum se spune, cu mână tare și cu braț înalt din Egipt, l-a povățuit prin pustie, l-a hrănit în chip miraculos, dar poporul repede uita minunile pe care Dumnezeu le făcea cu el. Și într-un anumit context, poporul desnădăjduit cârtește împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a supărat. Dumnezeu se supără atunci când cârtim, atunci când suntem neîncrezători în puterea Lui, după ce El ne-a arătat-o în viața noastră. După ce El a făcut minuni cu noi, după ce El s-a descoperit nou în chip evident, după ce ne-a purtat de mână, după ce a făcut cu noi lucruri minunate și noi pierdem încrederea în El, deznădăjduim, cârtim din nou, să știți că Dumnezeu se supără atunci. Se supără pe atitudinea noastră. Și poate să îngăduiască atunci anumite momente mai grele ale vieții pe care noi le considerăm o pedeapsă. De altfel și poporul ales a socotit o pedeapsă de la Dumnezeu pentru atitudinea lui, pentru lipsa de recunoștință, pentru cârtirea înaintea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu s-a supărat și a trimis peste ei niște șerpi veninoși. Haideți să citim această pericopă din Cartea Numeri, capitolul 21, începând cu versetul 5. Și grăia poporul împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise zicând, ne-ai scos din Egipt să ne omori în pustie, că aici nu este nici pâine, nici apă și sufletul ni s-a scârbit de această hrană sărăcăcioasă. Atunci a trimis Domnul asupra poporului șerpi ucigași care mușcau poporul. Și mult popor a murit dintre fiii lui Israel. Și ducându-se poporul la Moise a zis, păcătuit am vorbind împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te tu Domnului ca să îndepărteze șerpii de la noi. Și Moise i s-a rugat Domnului pentru popor. Moise mijlocește pentru popor. Și Domnul a zis către Moise, fă-ți un șarpe și pune-l pe un stâlp. Și va fi că tot omul atins de mușcătură de șarpe, de se va uita la el, va trăi. Și a făcut Moise un șarpe de Aramă și l-a pus pe un stâlp. Și când un șarpe mușca vreun om, acela privea la șarpele cel de Aramă și trăia. Iubiții mei, la acest eveniment din Vechiul Testament, șarpele de Aramă face referire și Iisus Hristos în Noul Testament. Vom vedea imediat. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu n-ar fi găsit o altă modalitate să scape poporul de șerpii aceia veninoși? Dumnezeu îi putea îndepărta, Dumnezeu îi putea omorî, Dumnezeu putea să alunge șerpii din viața poporului. Era foarte simplu pentru el. El i-a trimis, el îi putea și lua. Avea Dumnezeu nenumărate alte soluții să-l scape pe popor de această plagă. Vreau să credeți că întâmplător Dumnezeu a ales această soluție de salvare a poporului în Vechiul Testament? Mă întreb cât de lipsit de logică poți să fii sau cât de lipsit de înțelegere poți să fii să nu înțelegi că acest eveniment din Vechiul Testament
Și la care face Iisus Hristos se referă la cruce. Și dacă se referă la cruce și există această putere în ea când o privești, cum mai poți să o lepezi? Cum mai poți să nu-ți faci semnul acesta? Să te însemni cu acest semn al crucii? Ce altă rațiune se poate găsi în spatele acestei înțelegeri a un eveniment din Vechiul Testament la care face referire Iisus Hristos în întregul ei simbolism, ca referindu-se la crucea sa și să nu iei în seamă puterea crucii? Rețineți acest eveniment din cartea, descris în cartea Numeri, capitolul 21, versetul 5 și 9. Acestea sunt cele trei mari evenimente din Vechiul Testament, evidente, care au prefigurat crucea și puterea ei din Noul Testament. Indirecte, mai pot să fie și altele, dar acestea sunt evidente și m-am oprit doar la cele evidente, la cele care nu mai pot să fie în niciun fel contrazise. Ele au rațiunea lor de a fi și sunt evidente, au o logică. Cu atât mai mult cu cât la unul dintre ele face referire chiar Mântuitorul Hristos. Mai multe vom vedea data următoare.